continuare tot despre acest subiect cu invitatul meu, domnul Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii. Bună ziua, mulțumesc tare mult, domnule ministru. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ce se va întâmpla concret după aceste luni în care vom vedea că la anumite alimente de bază prețurile sunt plafonate? Oamenii se tem că prețurile vor crește considerabil. Nu, pot să vă spun că ordonanța de limitare a adaosului comercial funcționează în momentul de față și românii vor găsi de astăzi prețuri mai mici la produsele alimentare de bază. Am avut și săptămâna trecută o întâlnire extinsă cu reprezentanții rețelelor comerciale și cu procesatorii pentru a pune la punct toate detaliile, astfel încât efectele pozitive pentru români cu venituri mici și medii să se resimtă cu adevărat. Lucrul acesta s-a întâmplat de acum două săptămâni, unde știți că un retailer a scăzut anumite produse la alimentele de bază și cu 50% și între 20 și 30% și între 20 și 15%. Lucrul acesta ne bucură și sunt sigur că Guvernul României, împreună cu premierul Marcel Ciolnacu, suntem determinați să-i sprijinim cu toate forțele pe români în lupta cu prețurile mari la alimentele de bază. Spuneți că va fi în folosul cetățeanului de rând și că ați făcut anumite calcule și dumneavoastră. Acum, dacă ar fi să discutăm puțin și despre vocile din societate care spun că are vreun rost sau nu această măsură, ați făcut cumva un calcul și ați stabilit cel puțin în linii mari care ar fi economia pe care o face o familie cu aceste plafonări, cu aceste reduceri? Sunt sigur și în pofida criticilor Încercăm să refacem această legătură cu domnul ministru al Agriculturii Barbu pentru a discuta despre ce se întâmplă exact cu prețurile după lunile de plafonări. Sunt 14 alimente de bază, alimente care sunt mai ieftine. L-ați văzut puțin mai devreme, colega noastră Cezara Scutare a făcut o simulare cum arătau prețurile ieri, cum arată prețurile astăzi. Vorbim despre pâine, lapte, brânză, iaurt, făină, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne, legume, fructe, dar și zahăr. Ne vom întoarce la acest subiect în momentul în care va răspunde domnul ministru.